Trebuie să spun, însă, că familia joacă un rol crucial atunci când este vorba de binecuvântarea copiilor. Noi am cerut binecuvântare de la Domnul, dar știți că Domnul binecuvântează copiii prin părinți și tocmai de aceea cred că este foarte important ca familiile creștine să vegheze în fiecare zi asupra a două coordonate. Prima este sfințirea. Pentru că despre aceasta ni s-a vorbit. E nevoie să fim atenți la sfințenia din casa noastră. Credeți că poate să crească un copil binecuvântat într-o casă în care lipsește sfințenia? Nici de cum. Într-o casă în care păcatul e la el acasă, Acolo nu pot să crească copiii binecuvântați de Domnul. De aceea, dragi părinți care sunteți astăzi aici, vă chem în numele Domnului Isus Hristos, iubiți Sfințenia și faceți-i loc în casele voastre. Pentru ca ai voștri să copii să poată să crească înțelegând ce e Sfințenia și trăirea plăcută lui Dumnezeu. Dar mai este o coordonată pe care aș vrea să o subliniez, uitându-ne la același pasaj din Scriptură. E coordonata închinării. Pentru că dacă Sfințenia ne obligă să ne uităm la noi înșine și la trăirea noastră de fiecare zi, închinarea ne obligă să ne uităm la Domnul de la care primim toate lucrurile. Un copil va crește sub binecuvântarea Domnului numai în măsura în care este crescut în Sfințenie și în măsura în care. Învață împreună cu cei din casă să ducă închinare Domnului. În pasajul acesta din Scriptură știți că este pentru prima dată menționat cuvântul închinare? Aici în Geneza 22. Pentru prima dată oamenii s-au închinat încă de la începutul istoriei. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, veți vedea că Zice Scriptura așa în Geneza 4 cu 26. Lui Seti s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Însă, cuvântul închinare nu este menționat în mod expres până în Geneza 22. Ia uitați-vă la versetul acesta care spune așa. Rămâneți aici cu măgarul, zice Avram, către slujitorii lui, Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. E nevoie de închinare în casele noastre. Și mă rog Domnului ca închinarea în familiile noastre să aibă locul care îi se cuvine. Spunând o dată, copiii binecuvântați de Domnul pot să crească în familiile unde este închinare și sfințenie. Aș vrea să înțelegem astăzi ce este închinarea, pentru că din toată inima am doresc ca în toate familiile Bisericii Poarta Cerului să fie momente de închinare. Dacă vreți să mă înțelegeți, să știți că am fost și eu copil. Da. Și am crescut într-o familie care a iubit închinarea. Tata lucra mult, de dimineața până seara pleca, făcea naveta, se întorcea seara destul de târziu, dar duminica, duminica după amiază, în casa noastră, era moment de închinare. Își lua tata caietul acela de cântări scrise cu mâna, mama alături, noi alături și începeam cântările și se cânta în casa noastră și se făcea rugăciune în casa noastră. Închinarea din familie ne marchează pentru tot restul vieții. Sfințirea care este prețuită în familie ne marchează pentru tot restul vieții. Și tocmai de aceea vreau să chem astăzi, prin cuvântul pe care îl mai adaug astăzi la ceea ce s-a predicat, veniți să înțelegem că e nevoie ca acești copii pe care îi vrem binecuvântați să crească văzând închinarea nu doar în biserică, ci văzând-o în casele noastre în fiecare zi. Avram folosește acest cuvânt, mergem să ne închinăm în mijlocul celei mai mari încercări din viața lui. Imaginați-vă, Dumnezeu de care Avram se temea, pe care Dumnezeu îl prețuia, Dumnezeu îi spune lui Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, du-te cu el în țara Moria și acolo adul jertfă. Vă imaginați ce era în sufletul lui Avram? Știți de ce vă spun asta? Ca să înțelegem că închinarea nu se aplică doar în anumite circumstanțe, numai atunci când ne merge bine. Numai atunci când vedem că se coboară bine cuvântările Domnului peste noi. Ci omului Dumnezeu se închină și în momente de criză, și în momente de bucurie. Omului Dumnezeu se închină în orice vreme. Facă Domnul să fim astfel de închinători. Dar haideți să învățăm câte ceva despre închinare, uitându-ne la prima ei menționare din Scriptură. Pentru că vreau să știți un secret. Prima menționare a unui termen în Scriptură este definitoriu pentru conceptul respectiv. Dacă vrei să înțelegi ispita și modul diavolului de a ispiti, uită-te la prima ispită din Scriptură și vei învăța nespus de mult. Noi am făcut cândva aici o serie de predici despre ispită, uitându-ne tocmai la prima ispită din Scriptură. Dacă mă aduc aminte, au fost cinci predici din prima ispită. Dacă vrem să înțelegem ispita, ne uităm la prima menționare a ispitei. Vrei să înțelegi ce înseamnă Egiptul în scriptură? Uită-te unde se vorbește prima dată despre Egipt și vei înțelege că el este lume goală și atâta tot. Dragii mei, dacă vrei să înțelegi închinarea, uită-te la prima menționare și aceasta este în Geneza, capitolul 22, cu versetul 5. Recitesc rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun și să-l înțelegem fiecare dintre noi, sursa închinării. Care trebuie să fie sursa închinării noastre? Știți de ce s-a adus Avram să se închine? A zis el, mă duc să mă închin. Pentru că Dumnezeu i-a zis, Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe, Avra pe Isaac, și du-te cu el în țara Moria. Ca să citesc mai exact, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată-mă, cu bucurie a răspuns Avram. Și Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Închinarea autentică are ca sursă cuvântul lui Dumnezeu. Avram, pe baza a ceea ce i-a spus Dumnezeu, s-a dus acolo să se închine. Îmi pare ciudat să știu că vremurile în care trăim noi astăzi, sunt vremuri în care vorbesc cu oamenii despre închinare și oamenii bieți de ei înțeleg prin închinare orice. Tot felul de lucruri. Oamenii cred că închinarea este oricum și că orice poate să fie închinare. Dar eu vreau să vă aduc aminte, sursa închinării trebuie să fie și să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Acesta e manualul de închinare. Biserica poarta cerului veniți să ne închinăm așa cum ne învață Scriptura. Sursa închinării noastre trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, nu urmarea unor tradiții, ci urmarea cuvântului lui Dumnezeu. Asta ne conduce la adevărata închinare. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem cine este Dumnezeu și cum este El și ce așteptări are El de la noi. De aceea El ne-a lăsat revelația Lui Divină. Și de aceea închinarea trebuie să fie întotdeauna însoțită de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne dă Cuvântul, felul în care noi răspundem Revelației lui Dumnezeu prin Cuvânt, asta este închinare. Mă rog lui Dumnezeu, ca în familiile voastre și în ale noastre, Cuvântul lui Dumnezeu să aibă un loc special. Mă rog lui Dumnezeu, venisem pregătit să vorbesc despre o mamă influentă astăzi, despre mama lui Timotei, despre unice mama lui Timotei care știți ce spune Scriptura despre ea. Îi Des spune lui Timotei Pavel și zice așa din pruncie cunoști sfintele scripturi. Pentru că o mamă și un tată vor ști să semene cuvântul lui Dumnezeu în inima copiilor, să citească din cuvânt și să se roage împreună. Părinți și copii, aceasta este închinarea care trebuie să fie în casele noastre. Să nu credem că locul închinării este numai în biserică, să nu ne înșelăm amarnic. Locul închinării... Nu uitați, uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi. Oamenii au început să se închine, nu în biserici, că n-au avut, nici în templu, că n-a fost. Oamenii au început să se închine în casele lor, cu familiile lor. Uitați-vă la Avram, unde zidea altare, era cu familia lui, împreună cu ai lui, și zidea altare pentru închinare. Când a dat Domnul legea prin Moise, a spus foarte clar, a dat legea, a dat cuvântul și a spus, scrie acestea pe ușiorii casei tale. Cuvântul lui Dumnezeu, Trebuie să aibă loc în casa noastră, și acolo unde este cuvântul la loc de cinste, acolo este închinare. Sursa închinării e cuvântul lui Dumnezeu. Domne, ajută-ne să iubim cuvântul. Dar trebuie să mai zic ceva, uitându-ne la acest pasaj. Există o supunere a închinării. Cum adică o supunere a închinării? Închinarea te face să fii supus Domnului. Știți ce? s-a întâmplat, Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și a zis, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești pe Isaac. Și știți ce spune versetul 3? Cred că Avram a fost cutremurat sufletește când a auzit, ia pe fiul tău și a duljertfă. Însă în versetul 3 zice așa, după ce l-a auzit Avram pe Domnul, zice așa, Avram s-a sculat dis de dimineață. Știți ce înseamnă asta? Ascultare promptă supunere, supunere directă. Nu poți să te închini lui Dumnezeu dacă nu ești un om supus întru totul Domnului. Ar fi putut Avram să zică, Doamne, îl voi aduce, dar lasă-mă să mă mai bucur de tinerețea lui, lasă-mă să-l mai văd pe lângă casa noastră, hai să mai amânăm, hai să facem cumva. Nu, închinarea adevărată are la temelie o supunere adevărată față de Dumnezeu. De aceea vorbim după ce am spus de sursa închinării, vorbim despre supunerea închinării. Închinarea se manifestă prin supunere necondiționată față de voia lui Dumnezeu, prin acțiuni concrete. Asta vrea Domnul de la noi, asta facem. Asta ne cere Dumnezeu și asta facem. E un lucru să-l auzi pe Dumnezeu vorbind, și alt lucru este să-l asculți pe Dumnezeu când ți-a vorbit. Ceea ce Dumnezeu ceruse lui Avram n-a mai cerut nimănui până atunci. Dumnezeu n-a cerut niciodată în istorie astfel de sacrificii. Dar scriptura zice, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Avram ar fi putut să zică, Doamne, Doamne, dar nu te cunosc. Hai să ne târguim, Doamne, să vedem dacă chiar asta vrei, să iau pe singurul meu fiu. Însă Avram n-a obiectat nimic. De ce? Pentru că există o supunere a închinării. Atunci când este vorba despre închinare, Dumnezeu are pretenția să fie supunere acolo. Mă rog lui Dumnezeu, ca în casele noastre ale tuturor, în casele acelea în care vrem să aducem închinare Domnului, să fim cu toții oameni supuși Domnului. Acolo poate să fie închinarea la locul ei. Dar mai spun ceva. Există un sacrificiu. Al închinării. De ce spun că este un sacrificiu al închinării? Nu vi se pare interesant. Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Dacă ar fi lăsat Domnul așa lucrurile în ambiguitate, probabil că Avram s-ar fi gândit repede la Ismael. Dar Dumnezeu e foarte specific și îi cere lui Avram ceea ce îl costă pe Avram mai mult. Pentru că închinarea adevărată costă. Există un sacrificiu al închinării. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, întotdeauna închinarea costă. Să nu creadă cineva că e ieftin. Adică ne închinăm, Domnului, așa când avem chef și avem timp, așa un pic în casele noastre, vedem din când în când. Dacă cumva chiar nu avem ce face și programul la televizor e plictisitor, atunci vedem poate că luăm Biblia, citim ceva și uh, vedem noi. Nu! Închinarea biblică presupune sacrificiu. De aceea vorbim despre sacrificiul închinării. Ia gândiți-vă că la un moment dat împăratul David a vrut să se închine Domnului și căuta loc în care să aducă jertfe și s-a găsit cineva care a zis dau aria, ți-o pun la dispoziție, o dau pe gratis. Și știți ce afirmație a făcut David? Nu vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot care să nu mă coste nimic. Adevărata închinare costă, de aceea vorbim despre sacrificiul închinării. Costă închinarea adevărată. Gândiți-vă la Maria din Betania. A venit înaintea Domnului cu un vas de alabastru, plin cu mir de nard curat. Și s-au apucat oamenii să facă socotelele când au văzut-o, că deschide vasul, că începe să torne din vasul acela peste Domnul, se torne din asta. Repede și-au făcut socotelele și-au zis, se putea vinde cu 300 de lei. Ar fi fost 3 zile de lucru, 300 de zile de lucru acolo. Toate economiile ei puse acolo și toate le-a vărsat peste Domnul. Ce ne spun nouă toate aceste lucruri? Că există un sacrificiu al închinării. Închinarea pe care o ducem Domnului în casele noastre trebuie să fie o închinare care ne costă. Gândiți-vă la magii care au venit din Ierusalim. Au venit de departe, au jertfit timpul lor ca să se închine. Au jertfit banilor și au jertfit siguranța lor. și au lăsat familiile și toate cele pentru că au vrut să aducă închinare împăratului de curând născut al iudeilor. Asta este închinarea. Uneori costă timp alteori costă bani, alteori costă sănătate. Dar important este să aducem închinare Domnului. Am zis sursa închinării, supunerea închinării, sacrificiul închinării, dar îmi place să mai subliniez ceva, separarea închinării. Ascultați versetul 5. Și Avram a zis slujilor tale, slujilor sale: Rămâneți aici cu măgarul, voi rămâneți aici, eu și băiatul ne vom duce acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. La locul închinării se duce numai Avram cu Isaac. De ce credeți? El se separă de tot ceea ce l-ar fi putut împiedica. El s-a gândit, a zis, eu vreau să aduc jertfa, cum a zis Domnul, dar poate vine o slugă din asta milosă și zice, vai mie, Avrame, cum să faci asta? Poate se ridică cineva și mă împiedică și a zis, voi rămâneți aici, noi ne ducem. Știți ce înseamnă asta? Când vrei să te închini Domnului, trebuie să te separi de lucrurile care ar putea să te împiedice în închinarea ta. Trebuie să le lași deoparte. Ce zici dacă ți-ai propus să te rogi și ești așa cu telefonul în buzunar ca mine și încă și nici nu-i pe silent? Cum iese rugăciunea aia? La din ăștia care sunați într-una, cum iese rugăciunea aia? Doamne, uită-te cu durare spre mine uh, și, Doamne, ajută-mă! Stai că mai dat un bip. Credeți că asta este separarea închinării? Separarea închinării ne obligă să avem un timp în care lăsăm deoparte toate lucrurile și zicem, acesta este timpul în care noi și casa noastră stăm de vorbă cu Domnul. Doamne, ajută-ne! Dar există și o smerenie a închinării. Credeți că Avram n-ar fi avut păreri? când Domnul i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău, fiu și adul. Ar fi avut opinie, Avram, ar fi zis, Doamne, stai să ne înțelegem, am eu o idee mai bună, Doamne, e fiul ăla din robă, e fiul agarei, îl aducem pe ăla, facem cumva. Însă înaintea lui Dumnezeu, Avram n-are nicio opinie, pentru că știe că Dumnezeu este atot înțeleptul. Ce înseamnă asta? Există o smerenie a închinării. Când știi cui te închini, când știi cine este Dumnezeul căruia îi aduci închinare, nu vii tu cu părerile și cu opiniile tale acolo, ci faci exact ceea ce zice Dumnezeu. Dragii mei, nu poți să te închini Domnului cu adevărat decât într-o atitudine de smerenie totală. Domnul să ne ajute să avem o astfel de smerenie și să înțelegem că închinătorul care aduce închinarea adevărată Domnului nu vine înaintea lui Dumnezeu plin de sine, ci vine dezbrăcat de eul și de orgoliul lui, căutând să-l înalțe numai pe Domnul. De aceea vorbim despre o smerenie a închinării. Dragii mei, închinarea nu are de-a face cu noi. Ea are de-a face cu Dumnezeu. Nu putem să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu câtă vreme noi suntem cei importanți. De aceea, ce bine este copiii să vadă în casele noastre părinți care se pleacă pe genunchi, părinți cărora le curg lacrimi înaintea lui Dumnezeu, părinți care îi dau lui Dumnezeu locul de cinste. Asta este închinarea smerită înaintea lui Dumnezeu. Dar există și o slujire a închinării. Nu poți să te închini fără să fii un slujitor, fără să slujești. Uitați-vă versetul 9. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar. Deci ce a făcut? A muncit, nu? S-a apucat de lucru, a slujit când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar, a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Când Avram a văzut că Dumnezeu îi cere fiul, a fost gata să-i dea fiul. Și zice Scriptura mai târziu, Avram credea că Dumnezeu îl va da înapoi, chiar dintre cei morți. Cu alte cuvinte, Avram credea în învierea morților. Pentru că credința lui Avram este recomandată în Noul Testament. Uitați-vă, Avram, ca să fac o paranteză, Avram pentru trei zile, că trei zile a durat călătoria lui Avram până la Muntele More, a fost cale de trei zile, pentru trei zile l-a considerat mort pe, pe fiul său, pe Isaac. Asta a fost credința lui Avram. A crezut timp de trei zile că fiul lui va muri. Dar a mai crezut ceva, că Dumnezeu îl va da înapoi înviat dintre cei morți. Na, uitați-vă aici, slujirea lui Avram, atunci când este vorba despre închinare. A căutat să fie folositor Domnului, nu s-a cruțat pe el însuși, a slujit cu tot ce a avut. A zis, vreau să mă închin Domnului și tot ce îmi cere Domnul în închinare, eu sunt gata să pun la dispoziția lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea închinării, pentru că închinătorul adevărat vrea să fie folositor Domnului. Așa bine stă familiilor creștine să aibă proiecte de slujire împreună, să vorbească mama cu tata despre o slujire pe care vor să o facă și să audă copiii. Noi, cei din casă, vrem să facem slujirea asta. Noi vrem să ne luăm toți de mână, să urcăm într-o zi în mașină și să oprim la poarta unui necăjit și să facem o lucrare care să aducă cinste lui Dumnezeu. Dragii mei, am vorbit despre sursa închinării, care este cuvântul lui Dumnezeu, despre supunerea închinării, despre sacrificiul închinării, despre separarea închinării, despre smerenia închinării, despre slujirea închinării. Dar lăsați-mă să vă spun câteva cuvinte despre satisfacția închinării. Să știți că cine se închină Domnului Biblic are o mare satisfacție. Gândiți-vă la Avram, când cu mâna ridicată și cu cuțitul în mână deasupra fiului său, îl vede pe Domnul care îi zice stai să nu faci lucrul acesta. Și Domnul nu se oprește la aceste cuvinte. Nu doar că îl oprește, știți ce zice Domnul? Pe mine însum jur, zice Domnul. Pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța și anume castelele cerului și canisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Părinți credincioși, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator închinătorului adevărat. Niciodată! Le mai spun uneori celor apropiați mie și zic, nu știu, în casa noastră erau, veneau foarte mulți oameni. Era o perioadă în care era un adevărat pelerinaj în satul nostru, mergeau pocăiți din toate părțile acolo. Și unde erau găzduiți și unde veneau la masă, la noi acasă. Și mama mea a primit un cuvânt din partea Domnului care zicea așa, pentru ceea ce faci tu, sămânța ta va fi binecuvântată. Și știți ceva? Mama e plecată la Domnul de mulți ani. Din 2013. Și astăzi eu și casa mea culeg binecuvântările închinării ei. Și frații mei la fel culeg aceste binecuvântări. Pentru că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Există o satisfacție a închinătorului. Poate nu vezi atunci când vrei tu, dar mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu din ceruri vine și zice: În urma închinării tale vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa face Dumnezeu. El dă înapoi în sutit ni se dăruiește El însuși nouă, de aceea zic, îi dăm timpul nostru Lui? Iubite familii de la poarta cerului, din toată inima doresc să fim cu toți familii închinătoare. Să fim familii care iubesc Sfințenia, să trăim în așa fel încât lui Dumnezeu să-i placă în casa noastră și să ne închinăm în așa fel încât Dumnezeu să se coboare în casa noastră. Contează așa de mult lucrul acesta, de aceea vă chem cu toată dragostea în această zi de 10 martie, când se făcea urări, să creștem copiii de nota 10. Copiii de nota 10 sunt copiii care cresc văzând cu ochii lor că în casa în care cresc ei este iubită Sfințenia și în casa în care cresc ei este prețuită închinarea. De aceea, Continuăm să ne rugăm pentru familiile Bisericii Porta Cerului și zicem, Doamne, lasă har peste fiecare familie ca să putem crește copii nu pentru iad, ci să creștem copii pentru cer, să creștem copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Veniți să ne ridicăm cu toții, să aducem închinare Domnului prin cântare și apoi prin rugăciune.